Salutare prieteni, astăzi jucăm Amnesia. Chiar acum câteva minute am făcut și episodul precedent și m-am gândit că, virgulă, dacă tot am timp, să mai fac un episod. Acum jucăm No One Will Remember Him. Sunt un student pe nume Daniel și nu sunt chiar așa de curios, de fericit. Da. Deci scrie cam ieri aici, deci are unele greșeli de ortografie, nici eu nu am înțeles destul de bine. Totuși, haideți să vedem despre ce este vorba în acest custom story. Sper să vă placă. Și sper să-mi placă și mie. Ia să vedem. Avem un mort în pat, cred că e tata. I didn't know today was the day. Oh, all. Boom. Ia să vedem. Oh, Tinderbox. Pentru toată lumea. Stefano. Fucking Stefano. Ia să vedem pe aici ce este, nimic. Nu avem nicio lampă, nicio lanternă. Presupun că vom găsi mai... mai târziu. Împrumutăm un pic asta. Chiar n-aveți nevoie. Ia, tu. Și tu. Tu nu ai. Bun. Hai să vedem. Haine. Pene. Așa. Din câte mi-aduc aminte, tabloul ăsta a fost și în episodul trecut. Așa, deci e blocat. Sper că aici să găsesc și acea lanternă. Ok, isn't this fine? It's gonna be a challenge. Yeah. Deci, cred că atunci când voi găsi cheia, mă va speria ceva, va apărea ceva în față, sunt 100% sigur. Și cred că butoaiele astea ascund cheia. Sau nu? Aici. Și mai avea. Se închide singur. Bun. Deci, deocamdată n-am găsit. Așa, bine, deci zice că cheia în această cameră. Să vedem unde mai exact. Și punem unii cheia. Acum! Da, vreau să știu. Așa, deci pe aici nu-i. Unde, în altă parte, camera asta ar putea fi? O regăsesc dacă mă bag aici? Nu? Atunci, este ceva aici, dar... chiar nu știu ce. Ia! Așa, deci pe aici noi... am găsit-o! Pleacă de aici, într-o frumos. Atât. Și nu, totuși nu mi-a avut nimic în față. Drop card. You need to find the real key. Glumis, nu? Butoaie, idiote! Deci totuși nu merge. Vii cu mine. Acum. Vorbește cu ele, spune-le să-mi dea cheia. Din
instinct, am știut că chiar acolo era și normal. Deci n-am trișat, nu. Jos cu tine. Toate astea sunt aici. Oh. Oh. Trebuie să sară jos acolo. Da. Ia. Atât. Dar nu văd nimic. My name is Daniel. This is one part of my daily routine. I take a walk, my secret path, to get some fresh air and have my own time. At this is my brother Stefano. Da, deci nu prea le are cu engleza. Nici eu nu le-am, că nu știu de mine cu engleza, dar totuși și putea și mai bine. Ah. What are the bodies for? I have no idea. Anyway, what the hell in this castle? Has it been here before? Feel old. Land, 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 land. Să vedem. Așa. Oh, nu. Oh, nu. Oh! Fui! Fugi odată! Tu-ți gura, măti! Bă, dar ce bucată mi-a dat prostă! Sper doar să nu... Să nu mai apară, din nou. Așa... Da... Așa... Acum e mai bine, mai vii și tu de acasă. Unde vezi eu să știu că acolo e cheia? Ce se aude? Ia să vedem. How does it feel like being bullied? Nu știu. Rău, oricum. Ah, merci. Încă 3, 4. Mă, deci dacă am luat 4 de astea... Înseamnă... Da, da, m-am prins. Deci înseamnă că... Chiar voi avea nevoie. Foarte multă nevoie de el. A, deci custom story-ul ăsta pare să fie destul de scary, să zic așa, ce dracu e. Alo? Alo? Cum zic alții. Ia să vedem ce mai scrie. Afraid what is just waiting for me tomorrow. That's the way I concerned and leave the world. Ia să vedem. Carte, carte. Uuuu! Tine dracu-i apărut! Marș! 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 Uuuu, multe să spun eu! Tine naiba a apărut ăla! Wow!
A, dar văd, dai, ciocan. Parcă e pe motocicletă. Dar poate te dai și tu la o parte. Ia să vede, merge? Nu merge. Bun. Ceva aici. Nu. Aha. Nu spune că vine iarăși ala după mine. Asta e un șoaric. Nu pot să-l... What the... Jet, așa, don't try to save me, I'm going to die. Take the cab on the table. Yeah, yeah. Coming! Asta e ăla. Woo! Stefano, ajută-mă! N-am avut timp să mă uit pentru... Mersi. Cine-i, bă? Mai pot mișca mouse-ul? Wow! Da, bun, mersi mult. Și probabil voi avea nevoie de asta. Aici. Și ia să vedem totuși ce naiba era aici. Nu, acolo de unde a venit el. Pula, nu-i nimic. Dai un ritm, mă? Ia un... Să te tai, mic. Nu poți să te tai? Ia, mănâncă-o. Uite, mă, ăsta-o muta și moasă, bă, ce dacă sunt ăștia? Este să... Deci sare ceva. Really don't get it, why you pick up the phone? No! No! Cu ce dracu n-am luat aia cu mine? Și plus, de fapt, de unde... Era să știu că trebuie ceva cu mine. Așa, deci uneori sunt un mare idiot. Unul foarte mare. Nu aici. Tot așa, din instinct, mi-am dat seama că ar trebui să fac asta. Ați văzut? Așa.
bine, bine, deci ar trebui să încheie aici. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul de like, iar dacă vreți să fiți la curent cu toate videoclipurile pe care le vedeți, apăsați butonul subscribe. Mersi încă o dată.